Circulația între Drobeta, Turnul Severin și Orșova a fost întreruptă în dreptul viaductului Vârciorova, acolo unde un tir și o cisternă au fost surprinse de aluviunile de pe versanți. Cisterna, care transporta bitumin, a rămas blocată în parapetul de pe marginea drumului. Exista pericolul ca în orice moment să se prăbușească pe calea ferată. De când aveți autotrenul aici? De ieri, la 6:30 după masă. A fost prins de aluviune? Ce v-a spus șoferul? Nimic, a fost prins de cum vedeți. Intervenția drumarilor a început luni seara și a continuat pe timpul nopții. În toate aceste ore, aluviunile au fost de neoprit și au surprins chiar și un utilaj. Dați un pic acolo! Dați un pic acolo! De mai bine de 15 ore, angajații de la drumuri naționale și pompierii intervin pe drumul național 6, acolo unde două tiruri au fost surprinse de aluviuni încă de aseară. Trebuie spus că intervenția este extrem de dificilă, întrucât în orice moment se pot produce alte aluviuni. Chiar un utilaj care intervenea a fost surprins noaptea trecută. De altfel, coloanele de tiruri dintre Drobeta, Turnul Severin și zona în care s-a produs aluviunea depășește 10 kilometri. Pe parcursul intervenției în zona afectată, autoturismele au circulat pe rută ocolitoare, adică pe drumul național 67D, Baia de Aramă, Băile Herculane. Tirurile însă au staționat și au așteptat să se elibereze drumul național 6. Marți, în jurul orei 13, reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi au anunțat că s-a reluat circulația în condiții normale după ce s-a reușit îndepărtarea celor două autovehicule blocate.